Suntem în locul acesta pentru rugăciune și la rugăciune ne gândim la două lucruri. Pe de o parte să-i mulțumim lui Dumnezeu și pe de altă parte să-i cerem lui Dumnezeu. Acum nu intrăm în cât și cât ar trebui să fie, ca să nu trebuiască să ne pocăim prea mult, că prea mult cerem și prea puțin îi mulțumim lui Dumnezeu. Când îi mulțumim lui Dumnezeu, normal că greu îi mulțumim pentru suferință. Dar în general noi îi mulțumim pentru daruri. Îi mulțumim pentru daruri spirituale și ele sunt, slăviți să fie Domnul. Daruri multe, dar același Duh. Daruri multe, dar același Duh. Și ele trebuie folosite cu înțelepciune. Dar noi îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru daruri materiale. Și îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru daruri care au fost așezate în trupul nostru. În seara aceasta aș vrea să vă rog să enumerați câteva daruri pe care Dumnezeu le-a pus în trupul acesta vremelnic de lut. Spuneți, vă rog. Gust. Auz. A, mi le dai toate, frate. Hai să mai vedem așa. Văz. Deci, frate, e prea simplu. Nu, e simplu că le luăm noi simplu. Dar ele sunt valori dumnezeiești. Slăviți să fie Domnul. Și ar trebui mereu să mulțumim lui Dumnezeu că le avem. Am scris o carte pentru adolescenți de nota 10 și pentru că i-am întrebat pe tineri, am zis, mă duc să spun ceva la adolescenți, ce să spun? Ei au spus, frate, pe adolescenții îi interesează mai mult caroseria, asta e vârsta în care se gândesc ei. Și am început să mă gândesc așa la lucruri care ar trebui să fie de nota 10, că ne place să avem. Și m-am gândit la păr de nota 10, gură de nota 10, genunchi de nota 10 și am ajuns la concluzia că biblic ar trebui fiecare mădular din trupul nostru să împlinească trei condiții și le-am numit eu 3F. Adică am început cu prima, orice mădular ar trebui să fie cu F, ia ziceți, frumos, nu? Adică părul trebuie să fie frumos, ochii trebuie să fie frumoși, da? Toate trebuie să fie frumoase. Și e bine că Dumnezeu ne-a făcut frumoși, amin? Nu după modelul lumii, dar după modelul său. Și eu am zis, e foarte bine, numai că frumusețea aceasta e relativă, adică ce înseamnă ochi frumos, ce înseamnă păr frumos, nu, ce înseamnă chelie frumoasă, eu știu ce-o fi pentru că se duc, da? Și am spus, bun, îi pune Dumnezeu frumoși. Și ar trebui, apropo, să nu uitați, frumusețea este darul lui Dumnezeu. Și David spunea, te laud că m-ai făcut o făptură atât de minunată, și ce bine vede ochiul meu că m-ai făcut așa, că noi toți suntem minunați, dar nu prea vedem, așa-i? Noi suntem creați minunat de Dumnezeu, dar ochiul nostru nu vede bine și noi spunem că nu-i bine acolo, nu-i bine acolo, nu-i bine acolo și tot cu tot felul de drujbe și polizoare, tot vrem să ne îndreptăm și știți ce se întâmplă în lumea aceasta. Mă gândesc cum se uită la Dumnezeu la noi, când noi încercăm să-i perfecționăm opera lui. Sună foarte interesant, așa-i? Frumusețea este importantă și o avem, credeți-mă, o avem. Întrebarea mea însă este următoarea. Dacă am o mână frumoasă, nu am frumoasă, o am frumoasă, depinde cum vreți dumneavoastră să spuneți, întrebarea mea este, dacă aș avea cea mai frumoasă mână din lume și mâna n-ar fi funcțională, ce aș câștiga? Deci, pe de o parte, vorbim de frumusețe, dar Dumnezeu nu ne-a făcut doar frumoși, nu ne-a dat doar mădulare frumoase. Dumnezeu ne-a dat și mădulare funcționale, slăvit să fie El. Ne-a dat mâini, dar mâinile funcționează, ne-a dat genunchi, picioare, dar ce bine când funcționează. Mie tare mult îmi place și de frații, de surorile în vârstă și în ultimul timp am o veste bună pentru ei, că unii se plâng de picioare, așa, zice, frate, picioarele. Eu i-am spus recent unei surori, soră, câtă vreme capul e bun, nu te plânge de picioare. Zic, cu picioarele am și eu și alții, mulțumește Domnului până capul e întreg și știi unde-i casa, știi să mulțumești, știi toate celelalte lucruri. Deci, pe de o parte e frumusețe, pe de cealaltă parte funcționalitate. Degeaba am piciorul cel mai frumos din lume. Dacă piciorul nu mă ajută, nu este funcțional, la ce îmi folosește? Dar spuneam că ar trebui să luăm în calcul trei F-uri. Frumusețe, funcționalitate și... Vă dau un premiu.
bun, mare și frumos. Fidelitate. Să întrebați fidelitate față de cine? A, e bună întrebarea. Păi eu zic că ar trebui să fie fidelitate în primul rând față de Creator. Amin? Amin. Mi-a dat Dumnezeu o mână, dar ce așteaptă Dumnezeu să fac cu mâna mea? Mi-a dat Dumnezeu picioare, ce așteaptă Dumnezeu să fac cu picioarele pe care El mi le-a dat? Mi-a dat Dumnezeu minte, ce așteaptă să fac Dumnezeu cu mintea mea? Mi-a dat Dumnezeu puterea de a cânta, ce așteaptă Dumnezeu să fac cu darul acesta, cu glasul care l-am? Pentru că, dragii mei, putem să avem daruri din partea lui Dumnezeu, unul după altul. Ele să fie frumoase și să fie funcționale, numai că să fie loiale dracului, nu Domnului. Și eu mereu le atrag atenția oamenilor că diavolul, când vorbește cu noi, nu spune să aruncăm ce ne-a dat Dumnezeu. Diavolul niciodată nu va veni să spună: Viorele, aruncă mâinile care ți le-a dat Dumnezeu, că îți dau eu alte mâini. Aruncă picioarele care ți le-a dat Dumnezeu, că îți dau alte picioare. Aruncă inima, aruncă mintea, aruncă ce ți-a dat Dumnezeu, pentru că îți voi da eu altceva mai bun, mai frumos, ca să mă slujești pe mine. Știi ce spune diavolul? Ia tot ce ți-a dat Dumnezeu și folosește-le pentru mine, nu pentru slava și gloria Creatorului. Și una din nenorocirile care ni se pot întâmpla în viață este să avem lucruri frumoase, să fie funcționale și să ajungem în iad pentru că ele n-au fost fidele, n-au fost credincioase. Vreau să vă întreb un lucru. Este Dumnezeul nostru frumos? Cel mai frumos ești dintre... Lucrarea mea este pentru El, dar Dumnezeul nostru este minunat, slăvit să fie El. Funcționează Dumnezeu ca Dumnezeu? Sigur că da. El lucrează și va continua să lucreze. Te-ai întrebat vreodată ce s-ar întâmpla cu viața mea și a ta dacă Dumnezeu nu ne-ar fi credincios? Dacă Dumnezeu nu ar fi credincios propriului său plan? Omului Dumnezeu spune: Doamne, ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Tu ești un Dumnezeu credincios. Și spuneam la începutul anului ceva foarte important pentru biserică, ceea ce spune apostolul bisericii din Corint atunci când scrie, spune: fraților, Dumnezeul care a început în voi o lucrare bună, o va duce la sfârșit. Și de ce? Nu pentru că voi sunteți buni, nu pentru că voi meritați sau eu merit. Știți de ce va duce Dumnezeu lucrarea care a început-o la sfârșit? Pentru că El este credincios. El este credincios. Mădulare credincioase Creatorului. Și apoi, dacă aș vorbi despre viața de familie, eu cred că ar trebui să vorbim despre credincioșie față de partenerul de viață. Amin? Despre fidelitate. În seara aceasta aș vrea să ne uităm la ochii noștri. Sunt darul lui Dumnezeu. Frumoși, funcționali. Întrebarea este: și fideli? Suntei și fideli? Este foarte interesant când te uiți în Scriptură să vezi ce se poate întâmpla cu cei care au ochi și văd. Și am constatat un lucru interesant, că nu totul este să avem ochi. Este foarte important să folosim ochii bine. Ați putea să mă aduceți aminte de niște oameni care și-au folosit ochii bine? Știți, la un moment dat, că spune Scriptura, Neemia s-a dus și a văzut starea zidului. Dacă Neemia nu vedea, nu putea să meargă la oameni să spună: fraților, vedeți starea nenorocită în care suntem, vedeți asta. El vedea, au văzut și ei și așa se i-a pus pe lucru. Oameni care se uită la realitatea din jur și spune: nu este bine, dar putem să facem să fie mai bine. Și ce se spune despre Daniel? După ce a ajuns el acolo mare la curtea împăratului, într-o zi Daniel trece pe coridor și vede niște colegi de-a lui trecând. Și cuvântul spune că Daniel a văzut că fața lor era tristă.
Apropo, așa când mai treceți pe lângă vecini, pe lângă colegi, încercați să treceți cu viteza a doua, nu cu a patra. Și poate să vă uitați în ochii lor ca să le vedeți sufletul. Și oricât am fi de grăbiți, poate n-ar fi prea rău ce ar fi creștinește să spunem vecine, mi se pare mie sau e supărat. Oh, nu, zice, n-am nimic. Mi s-a părut că... Și apoi ascultă-l. Dacă Daniel nu și-ar fi folosit ochii să-i vadă pe oamenii aceia, nu pornea rugăciunea, nu pornea postul, nu venea lucrarea lui Dumnezeu, nu se întâmpla minunea și nu era proclamat numele lui Dumnezeu până la margine pământului. Un om care are ochi. Cred că Daniel a avut ochi frumoși și funcționali, dar fideli. El a știut cum să-i folosească bine și Dumnezeu a fost proslăvit prin aceasta. Avram își folosește bine ochii. El îi vede și pe bărbații care sunt acolo să-i invite. Acum eu mereu le spun bărbaților, nu faceți ca Avram. Dacă vedeți musafiri care trec pe acolo și nu-i cunoașteți niciodată, ca așa a făcut Avram, înainte de a invita acasă, dați un telefon la nevastă. Mai ales dacă are aproape 90 de ani. Și este poate după masa, la ora 3, să nu-ți treacă prin cap primul lucru, abia așteaptă soția mea să primească musafiri. Dar nici să nu-i lasă să treacă pe lângă. Poate îi dai un telefon și spui, iubire, dacă și eu pun mâna, cum a pus el mâna, și pregătesc și eu, te ajut și eu, ești dispusă să găzduim niște îngeri. Și câteodată se poate întâmpla și lucrul acesta. Nu totdeauna, dar câteodată, amin? Dar el i-a văzut, adică și-a folosit ochii pentru că Dumnezeu i-a dat. Mai târziu, Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă mielul de jertfă, așa-i? A văzut lucrul acesta. Sigur, Rebecca l-a văzut pe Isaac când mă uit la Domnul Iisus Hristos pentru că avea ochi. Îmi place atât de mult când spune Scriptura, Iisus a văzut mulțimea. A văzut necazurile oamenilor. A văzut-o pe mama care plângea lângă sicriu. L-a văzut pe cel din Betesda care spunea, Doamne, n-am pe nimeni. Iisus a văzut, pentru că a fost corect în felul în care și-a folosit ochii. A putut să folosească darul acesta ca o binecuvântare. Știți care este durerea mea? Că nu numai oameni din aceștia avem în Scriptură. Din nefericire trebuie să citim că Eva a văzut că pomul era, să zic ceva bine, că am vrut să zic mai bine, nu vedea, da? O văzut și Adam ce nu trebuie, da? Eva în felul ei, da? De la un dar al lui Dumnezeu. Ca să echilibrăm imediat, vorbim de fiii lui Dumnezeu, au văzut că fetele oamenilor erau harnici, așa-i? Pocăite. Nu, fiii lui Dumnezeu, adică pocăiții din generația respectivă, au văzut că nepocăitele din generația respectivă erau frumoase. Și pe ei atâta i-au interesat. Ca mai târziu pe Samson. Ia-o că-mi place. Păi ce i-o fi plăcut dacă nu m-au văzut-o? Coperta. Vedeți, Dumnezeu ne dă daruri, dar nu-i suficient că le avem. Oricât ar fi de frumoase și oricât ar fi de bune, dacă nu le folosim corect, știți că tot despre Samson se spune că a văzut la Gaza, a văzut și el ceva acolo și de acolo i s-a tras pieirea, da? Poate că David n-avea probleme pe acoperiș dacă nu vedea, dar el s-a bucurat că vede și se bucura când vedea dușmanii Domnului și se bucura când vedea minunile lui Dumnezeu și se bucura de multe lucruri, numai că aceeași privire nefolosită bine poate aduce dezastru în sufletul nostru, în casele noastre și în veșnicia noastră. Dacă m-ai întrebat, frate Iuga, de ce trebuie să fiu așa de atent cu privirea? O să spun câteva lucruri foarte simplu. Dacă fratele Silviu l-a luat cu S, adică să simți ca Domnul, să spui ce spune Domnul, să slujești cum te învață Domnul plin de iubire, eu o să le fac cu C, să le țin în minte. Eu o să spun așa, e foarte important să-mi folosesc ochii bine pentru curăția mea. Știți ce spunea Mântuitorul? Că ochiul este poarta sufletului, așa-i? Dacă ochiul tău este bun,
tot sufletul, tot trupul, tot ce ești tu e plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, totul este plin de întuneric. Vedeți, viața noastră spirituală depinde de ce facem cu poarta aceasta. Ochii sunt o poartă de intrare și o poartă de ieșire, adică se circulă în ambele sensuri. Cu ochii poți să transmiți foarte multe mesaje, adevărat? Până și în limbajul nostru popular spune că i-a făcut ochi. Dar foarte interesant că poți să comunici cu ochii și mânie, și ură, și dispreț, adică ochii sunt un mod de a predica, de a transmite. De aceea eu mereu spun că una din predicile puternice ale Domnului Iisus Hristos, știți care a fost? Cu un efect extraordinar de mare și a atins scopul. Predica fără niciun cuvânt. Știți unde a predicat? Petru s-a întors și cu cine s-a întâlnit? Cu privirea Domnului Iisus. Un cuvânt n-a spus Iisus. Doar s-a uitat la Petru. Și a fost suficient. Pe de o parte, vedeți, noi putem transmite mesaje, dar pe de altă parte, noi putem lăsa să intre în viața noastră prin ochi tot felul de lucruri. Și dacă prin ochii noștri intră mizerie, dragii mei, înăuntru va fi mizerie. Atâta întinăciune putem băga în sufletul nostru prin ochi, că nu ne putem da seama. Dragii mei, de ce credeți? De ce credeți că se apelează atât de mult la lucrurile vizuale astăzi? Voi chiar credeți că diavolul nu știe ce poate turna în sufletul nostru și în mintea noastră prin ochi? Toți cei care lucrează în domeniul reclamelor, să știți că știu mai mult decât noi. Și nu la întâmplare, în așa fel fac toate lucrurile, ca dacă tu nu ești atent, nu veghezi prin ochi, să-ți murdărească nu ochii, că nu ochii ni se murdăresc, ni se murdărește sufletul. Iar Domnul Iisus Hristos ne-a spus așa, ferice de cel cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Dacă mă întreb de ce să am așa de mare grijă de ochi, să ai grijă de ochi pentru curăția ta. Vreau să vă aduc aminte, frați și surori, un lucru pe care eu nu l-am priceput multă vreme. Multă vreme n-am știut ce spune Biblia despre trup, că crescând în biserică atâta mi s-a spus despre suflet, despre suflet, că era numai sufletul să se aleagă de mine. Și apoi mi-am dat seama, probabil unii știți, ați auzit mesajul acesta, că eu nu sunt doar suflet, eu sunt și trup. M-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu, dar trăiesc în trupul acesta, deocamdată ce fac cu trupul acesta? Și făcând un studiu despre trup, la un moment dat am ajuns la ce spune Apostolul Pavel, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Dar să nu vă imaginați că Duhul Sfânt vrea să fie într-un colț al templului. Că dacă te uiți la Vechiul Testament ca imagine a lucrurilor care vor veni, slava Domnului n-a umplut un colț din templu. Nu numai Sfânta Sfintelor, slava Domnului a umplut totul. Amin? Țin minte că pe timpul lui Ceaușescu a fost un predicator, a predicat undeva într-o biserică în București și îmi spunea sora care a tradus. A predicat exact din textul care l-a citit fratele, cu râul care vine. Și fratele a spus, Duhul Sfânt vrea să ne umple viața și a început-o de jos în sus și a spus, gleznele noastre trebuie să fie a Domnului, picioarele noastre trebuie să fie a Domnului. Când a ajuns la mijloc, așa a spus predicatorul, că inclusiv organele noastre sexuale trebuie să fie în mâna Domnului. Sora s-a riscat și a tradus. După asta i-a spus predicatorul, soră, cum ai putut să traduci așa? Păi ce frate, eu am fost cinstită, dacă asta a spus, asta am tradus. Dar întrebarea mea, să nu-mi dați răspuns, este numai o parte din trupul nostru trebuie să fie a Domnului. Adică să spunem noi, Doamne, urechile ți le dau ție, dar gura nu ți-o dau ție. Mâna dreaptă ți-o dau ție, dar mâna stângă nu ți-o dau ție, că am un tic la mâna stângă. Dragii mei, Duhul Sfânt vine să ne ia în control pe deplin. Amin? Și ce vreau să vă spun este că Pavel, după ce spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, spune, ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți pe Dumnezeu în trupul vostru și Duhul vostru care sunt ale Domnului. Eu asta n-am priceput multă vreme.
N-am priceput că atunci când Iisus Hristos a murit pe cruce, a plătit și pentru mădularele mele. Eu am crezut că numai pentru sufletul meu a plătit. Acolo mi-am dat seama că sângele vărsat a avut în vedere și sufletul meu, dar și trupul meu. Și că din momentul în care Hristos a plătit pentru mine, sunt robul Lui și n-am voie să-mi folosesc niciun mădular pentru altceva decât pentru ceea ce îmi spune Stăpânul. Amin? Asta ar însemna, dragii mei, că înainte de a face orice cu un mădular de-a nostru, ar trebui să-L întrebăm: Doamne, aceasta te onorează pe Tine? Îmi dai voie ca stăpân? Înainte de a mă uita cu ochii unde nu trebuie să mă uit, să-L întreb pe stăpân: Doamne, sunt ochii Tăi, îmi permit să-i folosesc sau nu-mi permit să-i folosesc? Că ai plătit cu viața pentru ei și trebuie să fie la îndemâna Ta. Ne folosim ochii corect pentru o viață curată, pentru curăție. Și, dragii mei, haideți să vă spun că sunteți mulți tineri aici, vă spun vouă că atunci când le spun tinerilor, sunt atenți familiști, știți? Când le spun familiștilor, sunt tare atenți tinerilor. Deci acum o să le spun tinerilor: dacă vreți să aveți o căsnicie binecuvântată, aveți grijă ce faceți cu ochii de pe acum. Discut cu foarte multe familii și primesc mesaje de la mulți tineri și de la multe familii. Și încerc să răspund în fiecare zi la ele. Doamne, câți au necazuri în familie pentru că nu știu să-și controleze ochii. Unii nici limba, dar acum despre ochi vorbim seara aceasta. Frate, zice, dar să uită după ele în timp ce-i cu mine pe stradă. Și eu-s cu el și el întoarce capul. Zic involuntar și-a făcut un tic. Ce să mai zic? Dar mă întreb cum și l-a făcut. Oare dacă am ști noi câți oameni vizionează pornografie? Câte necazuri pleacă de aici, câte familii distruse, chiar dacă au actele încă împreună. Câtă robie poate fi acolo. Și nu numai la tineri, haideți să fim sinceri, tineri, bătrâni, că diavolul nu face diferență. Pentru că oamenii nu-și controlează ochii. Și după ce ai intrat în horă cu diavolul, n-ai cum să ieși de acolo neșifonat. Și v-aș recomanda unora să vă uitați un pic la fiica lui Iacov. Câți copii a avut Iacov? Câți a avut? Iacov ăla din Biblie, mă scuzați, nu știu pe ce site să vă spun. Câți a avut? Păi 13 am vrut să aud, că toți 12, nici nu bagă pe Dina în seamă. A fost și domnișoara, frumoasă tot. Știți care a fost singurul ei necaz printre altele? A suferit și ea ca noi de păcatul curiozității. A zis: mamă, noi suntem cu șmecheriile noastre, ne-am așezat aici. Hai să mă duc și eu un pic prin localitatea asta să văd ce-i pe aici, adică, mamă, ne cultivăm un pic, noi suntem pocăiți, dar să nu fim chiar așa de înguști, mamă. Mama largă la inimă, că doar o fată avea, o zis: vorbește cu taică, tu că ești fata lui. Tăticu, cine te iubește pe tine? Știți care e istoria? A fost curioasă, probabil, să vadă ce îmbracă ele, cum se cheaptănă, la ce salon se duc, na, așa și noi, știi, noi intrăm pe site-uri, ea a luat-o pe sate. Necazul este că în foarte scurt timp ea este violată, de acolo începe tragedia și toate celelalte lucruri. Știți de unde a plecat? Noi spunem de la o curiozitate nevinovată, așa-i? Acum singura mea problemă cu Iacov e, nu cu fata, să știți. Dacă Iacov a fost un tată atât de bun și fata chiar a vrut să meargă să vadă șopurile sau ce-o fi vrut, sau poate căuta biserici, loc de închinare, nu știu, să vadă păgânii, n-au loc de închinare. Oare de ce nu și-a luat tata liber, nu știu, de la oi, de la boi, cu cine o fi fost, să spună: draga tati, cum să nu? Vine și nenea cu tine. Îmi iau și toiagul. Poate dacă aș mai lua și vă doi feciori, că poate și ei erau curioși să vadă locurile de închinare pentru băieți, poate că alta era istoria, așa-i?
Câteodată putem fi doar așa, diavolul îți spune o mică curiozitate, nimeni nu-și pune problema să devină rob, nu? Noi spunem să fii un pic informat, să ai idee. Unii putem așa să fie mai draconic, cu subtilități, spune, auzi, eu să mă documentez cam cu ce se frământă alții în lumea asta. Știți care e sfatul meu, dragii mei? Nu dați prilej diavolului. Îmi place îndemnul apostolului Pavel, îmi pare rău că nu l-am ascultat întotdeauna, care spunea așa, în ce privește rău, viorel, fii prost. A, așa spune el, fiți înțelepți în ce privește binele. Iar când e vorba de rău, eu cred că Pavel ar vrea să fim primii la prostie, așa-i? Astăzi m-am săturat să tot răspund la un e-mail, pentru că cineva tot mă întreabă despre divorț și recăsătorie și i-am dat ultimul răspuns și nu mai dau, vă spun, pe acum. Am spus, nu vă supărați, ați greșit, eu sunt varză la divorț și la căsătorie, nu mă pricep. Dar nici nu-mi propun să investesc. Deci eu mi-am investit viața și mă rog și mă investesc pentru unitatea familiilor, stabilitatea familiilor, repararea familiilor. Deci dacă tot te interesează divorțul și recăsătoria și tot mă bâzie orice îi spun, parcă nu înțelege, domne, caută pe altcineva, eu slab, la capitolul ăsta chiar slab. Și m-aș bucura dacă toți ar spune, băi, Iuga ăsta nu le are cu divorțul deloc. N-ar fi nicio rușine. Pentru că nu vreau să investesc în asta și m-aș bucura să fiu tot mai tolomac când e vorba de rău, dar să mă ajute Domnul să știu măcar cât vrea El când este bine, amin? Să avem grijă ce facem cu ochii, că e vorba de curăția noastră. Să avem grijă ce facem cu ochii pentru că e vorba de căsătoria noastră. Dacă nu știm ce să facem cu ochii, viața de familie poate fi un calvar, un dezastru. Lacrimi și nenorocire. Dragii mei, să avem grijă de ochii noștri, pentru că ochii ne pot determina cerul. Ochii ne pot determina cerul, să știți. Ochii ne pot duce în rai, dar ochii ne pot duce și în iad. Să nu ajungem acolo unde nici draci nu vor să ajungă. Am o predică, poate că o să predic o dată dacă mă invitați. Dracii, da, unii pocăiți, nu. Și vă dau numai primul punct. Biblia spune, dracii cred și se... Am o întrebare, așa un test. Câți draci cred și se înfioară? A doua întrebare. Câți pocăiți cred și se înfioară? Nu-mi răspundeți. Oricum le-am îndrugat, să știți, până la urmă, mesajul predicii a ieșit așa. Toți dracii dra, unii nu. Unii nu. Fie că e vorba de familiști, fie că e vorba de tineri, fie că e vorba dracii la unison, da. Unii nu. La noi și. Dar știți ce e interesant pentru mine? Că nouă ni se pare cel mai normal lucru ca dracii să ajungă în iad, așa-i? Și cel mai normal lucru ni se pare noi să nu ajungem în iad. Numai în unele capitole s-ar putea să fim mai rei ca dracii, să știți. O las așa ca temă de meditație. Să ne folosim ochii bine, că e vorba de cerul nostru. Și să ne folosim ochii bine, pentru că e vorba de cununa noastră. V-am spus, am crescut în biserică și am crescut în biserică bună, să vezi pe Domnul, dar nu știu de unde am prins ideea asta, au prins-o și alții, că să nu te gândești la cunună deloc. Era și o chestie, așa când spui la unul că te-ar interesa cununa, băi, ce mândrie are fratele în el. Ce frate cunună? Zice, tu îl iubești pe Domnul Iisus, îl slujești pe Domnul Iisus Hristos, frate, să fii mulțumit, zice, dacă pe ultima sută de metri, țuști și tu acolo într-un colț în rai, Doamne, fericiți am fi, nu? Am o veste bună, raiul n-are colțuri. Ascultați-mă, raiul n-are colțuri, de-ar avea ar fi pline de mult. Raiul, din cum înțeleg eu în Scriptură, e nuntă, sărbătoare și masă cu Hristos. Amin? Dar vreau să vă spun ceva. Ca să ajungem acolo, trebuie să ne folosim ochii bine. Și când ajungem acolo, nu trebuie să arătăm oricum. Să știți că foarte mult Scriptura vorbește despre răsplată
și ne îndeamnă să lucrăm pentru răsplată. Haideți să o spun foarte răspicat. Mântuirea este în har, în dar. Amin? Pentru mântuire nu trebuie să muncim noi. Mântuirea n-ar de-a face cu meritele mele. Mântuirea are de-a face 100% cu meritele lui Hristos care a murit pe cruce. Glorie Lui! Dar cu nuna, dragii mei, n-are de-a face cu harul. Fiecare își va primi plata după binele sau răul pe care l-a făcut când era în trup. Cu nuna are de-a face cu munca mea, cu transpirația mea, cu felul în care mi-am folosit genunchii. Întăriți-vă genunchii slăbănogiți, întăriți-vă mâinile, întăriți-vă inima, întăriți-vă în omul din lăuntru, în omul din afară. Și dacă omul din afară trece, nu dați înapoi. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi, pentru că avem nădejde că osteniala noastră în Domnul nu este zadarnică. Eu vă spun, eu îmi doresc cunună și chiar îmi doresc mare. Mare de tot, altceva nu mă prea interesează, dar cunună îmi doresc mare. Și așa aș vrea să vă doriți și voi. Și de asta alerg, fraților. De asta alerg. Și una dintre cele mai mari bucurii care o am în viață, știți care este? Că Domnul încă mă mai lasă să alerg. Eu știu că Domnul n-are nevoie de mine, haideți să lămurim. Domnul nu are nevoie de mine în lucrarea Lui. Se poate descurca fără mine mai bine. Nu e problema că Domnul are nevoie de mine. Dumnezeu îmi dă mie privilegiul să fac ceva împreună cu El. Și câtă vreme Dumnezeu nu-mi taie privilegiul acesta, alerg și voi continua să alerg, dar nu ca unul care aleargă aiurea, nici care lovește cu pumnul în vânt. Și ascultați-mă, eu tare mult îl simpatizez pe Pavel. Și Pavel mereu mă aduce aminte, Viorele, toți aleargă, dar numai unul capătă premiu. Eu pentru premiu alerg. Și aș vrea un premiu mare de tot. Nu, nu-l compar cu a vostru. Știți care este frumusețea? Că aici nu suntem în competiție. Cununa poate fi la toți mare, mare, mare și Domnul să nu sărăcească deloc. Deci nu trebuie să vă temeți că fur de la voi, nu-mi trebuie de la voi nimic. Dar o să vă spun pentru ce îmi doresc cunună, ca să nu mă băgați așa chiar la talpa iadului. M-am uitat un pic în cer. M-am uitat în cer să văd ce se întâmplă când ajunge cineva acasă. Și vă spun ce dorință am eu. N-aș vrea când voi intra pe ușa cerului să intru în zdrențe, să se uite îngerii pe acolo să spună, ăsta cine mai e? Și Domnul Iisus așa oarecum rușinat zică, lasă-l și pe ăsta că e năcăjitul meu. Eu n-aș vrea așa. Să spună, e mireasa mea, dar e cam zdrențoasă, mai cârpesc eu un pic. Eu așa ceva n-aș vrea în dreptul meu, dar nici în dreptul tău. Deci dacă unii, dar nici nu o să intre așa. Dacă unii vă imaginați că așa se intră în cer nu se intră așa. În cer se intră frumos, fără pată, fără riduri, așa cum lucrează Hristos. Amin? Și cum a intrat El. Numai că după ce se intră acolo și fiecare, spune Pavel, m-am luptat, am păzit, de acum aștept. Păi el era smerit și ne îndemna la smerenie. Și a făcut tot ce a putut în lumea aceasta, s-a luptat. De el spune, m-am luptat, am păzit. Acum nu zic, Doamne, fă cum vrei tu, acum spun, Doamne, știi ce aștept? Aștept cununa pe care mi-o vei da mie. Că și Hristos, după ce a muncit pe pământ pentru noi, a spus, Tată, acum vreau înapoi slava. O vreau înapoi și Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos, slăvit să fie El. I-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pavel primește cununa. Și eu cred că prima dată va fi, dacă vreți, un rând acolo, nu știu dacă va fi rând sau nu, dar care cum ajunge, va prinde și momentul în care va primi cununa. Eu n-aș dori să trăiesc rușinea aceea când voi toți să mergeți să vă luați cununa din mâna Domnului și eu să zic... Și Domnul să spună, păi, ce să-ți dau? Mântuit ca prin foc. Și să rămân cu mâinile goale. Și o să spui, Viorele, tot ești mândru și acolo vrei să fii cu mâinile pline. Păi da, dar știi de ce vreau să fiu cu mâinile pline?
Citește un pic cartea Apocalipsa și uită-te ce fac cei care primesc cununa. Și până o să citești, o să spun eu. Spune cuvântul că cei 24 de bătrâni și își luau cununele și le închinau celui ce stătea pe tron. Îmi doresc ziua aceea. Îmi doresc ziua aceea când să primesc din mâna Domnului ceea ce mi-a pregătit El. Și aș vrea să prind momentul acela să țin cununa în mâini, sper să mă ajute mâinile, să fie mare, frumoasă, diamante, cât puteți dumneavoastră să vă imaginați sau nu, tot ce a pus Domnul, pentru că sunt convins că în momentul în care o să primesc, o să mă uit la ea, o să încep să lăcrimești și o să spun, Doamne, nu merit. Dacă nu veneai Tu să mă salvezi, dacă nu-ți dădeai Tu viața pentru mine, dacă nu suspinai atât de mult, dacă Tu nu ai fi înviat, dacă nu-mi dădeai Evanghelia, dacă nu puneai Duhul Tău Sfânt în mine, dacă n-aveai răbdare cu mine, dacă nu-mi dădeai cuvântul, dacă nu-mi dădeai frați, surori, dacă nu mă iertai în fiecare zi, Doamne, eu nici măcar nu eram aici. Am alergat pentru că mi-ai dat Tu sănătate, mi-ai dat Tu putere, mi-ai dat Tu resurse, mi-ai dat Tu... Doamne, știi ce vreau să spun? Cununa aceasta nu mi-aparține. Și ca să fiu cinstit, pentru că cerul este locul celor onești, cel mai cinstit lucru pe care pot să fac este să spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat-o, o pun înaintea Ta. Dar vreau să am ce pune atunci. Și aș vrea și Tu să ai ce pune. Să nu fim acolo cu mâna goală, să fim cu mâinile pline, ca să avem ce aduce Dumnezeului nostru, pentru că El merită slăvit să fie El. Mai dragii mei, ca să avem dincolo, trebuie să lucrăm aici. Și ca să lucrăm aici, trebuie să ne uităm la toate mădularele care ne le-a dat Dumnezeu. Și să le folosim corect. Haideți foarte scurt să vă dau câteva sfaturi care le-am găsit în Scriptură vis-a-vis de cum putem să folosim ochii corect. Și eu zic că sunt câteva decizii pe care trebuie să le luăm. Haideți să începem cu Psalmul 101, versetul 3. Este o hotărâre a lui David. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Eu nu știu, David, când a scris psalmul acesta, dacă înainte sau după, dar la un moment dat David și-a dat seama că are probleme cu ochii. Și David a spus, lumea pune atâtea mizerii în fața ochilor mei că deja mi-e greață, sunt sătul. Eu nu pot să schimb lumea, dar pot să mă schimb pe mine. În ce mă privește pe mine, nu voi pune înaintea ochilor mei rău cât nimic. Dragii mei, nu vă jucați cu puțin, din când în când. Nu dați diavolului nici măcar un fir de ață. Moise spune, nici o unghie nu va rămâne în Egipt. Pentru că dacă îi dai diavolul puțin, el îți va lua totul. David spune, am o problemă, mă gândesc la ochii mei și am luat o hotărâre. Nimic rău înaintea ochilor mei, niciodată. Amin? Asta ține de noi. Haideți să vă spun altceva. Proverbe 23 cu 3. Proverbe 23 cu 33. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. E frumos ideal, așa-i? Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Poți să dai un pic așa câte un verset înainte, 32. Nu, 32 am zis. Dar pe urmă, mai încolo, 31, nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El arunecă ușor, 32, dar pe urmă mușcă întocmai ca o viperă, 33, ochii ți se vor uita. Știi ce spune Solomon? Viorele, ai grijă și păstrează-ți mintea lucidă și clară. Dumnezeu folosește o minte limpede, amin?
Eu nu înțeleg pe oamenii care nu-și păstrează mintea limpede și nu spun acum ce tulbură mintea, că nu vreau să fac listă, dar poate că știm noi. Eu zic așa, noi atâtea prostii facem cu mintea limpede, zicem noi. Mai trebuie și să o tulburăm? Dacă vreau să am grijă de ochi, trebuie să am grijă de minte. Și mintea să fie mereu clară și lucidă. Amin, fraților? Amin, surorilor? Haideți să ne mai uităm la ceva. Spuneți Eclesiastul 1:8. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește. Bun, întrebarea mea este dacă ochiul nu se satură și el tot ar vrea să privească, ce ar trebui să fac eu? Să pun căpăstru, nu? Adică să-l controlez. Vedeți, după ochi, ochiul ne-ar conduce non-stop. Eclesiastul spune, Viorele, nu te da tu pe mâna ochiului. Ochiul nu se satură, nu spune destul. Dar cineva trebuie să spună destul. Cine? Noi trebuie să decidem, dragii mei, dacă ochiul este stăpân sau slugă. Și acum întrebarea mea este, de asta ne-a dat Dumnezeu ochi? Să ne stăpânească ei pe noi? Sau ne-a dat ochi să-i controlăm noi pe ei? Oare ar trebui să ne rugăm pentru ochi, dragii mei? Ce să ne rugăm? Să vedem bine sau să nu mai vedem? E grea întrebare, așa-i? Că la un moment dat Domnul spune, dacă ați fi orbi, ei erau, zice, Doamne, dar nu-mi fi și noi orbi. Domnul zice, dacă ați fi orbi, bine ar fi de voi. Foarte interesant, da? Noi de multe ne rugăm cu dioptriile, cu una și bun, și eu mă rog Domnului că se schimbă repede lucrurile. Dar eu cred că există niște rugăciuni mai importante. Mereu să spun, Doamne, mi-ai dat încă o zi, mi-ai dat încă o dată vedere. Doamne, ai milă și ajută-mă să folosesc darul acesta bine. Nu spre păcat, nu spre mizerie, nu spre nelegiuire. Să ne rugăm. Este foarte important să ne hrănim ochii cu ce este bun. De asta psalmistul spune că sunt cuvintele tale în fața ochilor mei. Nu pun nimic rău, dar pun ce-i bun. Pun Biblia că e bine, amin fraților. La cei căsătoriți am spus, nu te uita după alții, uite la copii și bucură-te de copiii tăi, uite la nevastă, la soțul tău, bucură-te de ei, că ți-a dat Domnul, uite-te la creația lui Dumnezeu care îți vorbește despre Creator. Cu cât vom pune mai multe lucruri bune în fața ochilor, nu este loc pentru mizerie, să știți. Unii sunt foarte interesanți, frate, ce aia cu Duhul Sfânt, cu roada Duhului, cu roadele Duhului, cu ce, cum se pricepe toate astea, spune acolo, umblați călăuziți de Duhul. Pentru unii o taină foarte mare. Vreți să o simplific eu? Spune, umblați călăuziți de Duhul și nu împliniți faptele firii. Și apoi spune, și faptele firii sunt cunoscute. Primul pas, dacă spui, frate, cum să umblu călăuzit de Duhul? Nu umbla în fire. E cel mai simplu, cu firea le cam avem, dacă nu le avem cu Duhul. Haideți să luăm lista, să învățăm bine faptele firii. Și de câte ori firea vrea ceva noi, nu, 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 nu. Convingerea mea este că dacă o să spunem mereu nu firii, acel nu firii este un da Duhului Sfânt. Amin? De câte ori spunem nu răului, de atâtea ori Dumnezeu vine cu binele Lui. Dragii mei, vreau să vă vând un secret gratis, care durează cam de mult timp. Noi credem că numai astăzi este greu și numai astăzi sunt probleme. Du-te, te rog, la Iov, capitolul 31 și haideți să începem cu versetul 1. Știți despre Iov, nu o să vă spun multe, ascultați mărturisirea lui Iov. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Iov spune, ascultați, Iov spune, am văzut-o, că nu sorb, dar nu m-am oprit. Adică am trecut sau a trecut ea, dar a trecut. Că nu poți ca evreii aceia care se legau la ochi, ochelari de cal, dădea în stâlp, dar el să nu vadă pe nu știu cine, da? Dumnezeu ne-a făcut nu animale, ci ne-a făcut oameni să ne controlăm, avem putere și poate să treacă oricine prin fața ochilor, noi hotărâm să nu rămânem în fața ochilor, amin? Iov în generația lui a avut aceeași problemă, spune, a trecut sau am trecut, dar nu m-am oprit, da?
Și apoi spune, dar ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu de sus? Ce moștenire? Vedeți, el spune, Viorele, eu pentru că am făcut legământ cu ochii, eu am așteptat Dumnezeu să mă răsplătească. Și acum îi se părea lui că încă nu este răsplătit. Și ascultați că el spune câteva lucruri și aici ne dă un secret, versetul 7, după ce spune versetul 7, de mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă. Și ascultați următorul lucru, de mi-a urmat inima ochii. Bănuiesc că majoritatea sunteți șoferi, așa e, mâna sus să văd cât sunteți șoferi. Nu profesioniști, așa, din aia bună. O întrebare simplă pentru dumneavoastră, cine pe cine conduce? Volanul roțile sau roțile volanul? Deci volanul conduce roțile, mititelul ăla conduce dita mai roțile. Există și altă opinie? Noi le conducem pe altele, felicitări, îți dau un premiu. Păi dacă lași volanul liber, când volanul conduce, când roțile conduce, depinde de gropile din România sau de toate celelalte lucruri. Știți cine conduce? Șoferul. Amin? Nu ascultați ce spune Iov. Iov a văzut că între inimă și ochi este o legătură foarte puternică. Și dacă ochii se uită așa, roțile se învârt așa, adică inima, și dacă inima merge așa, ochii așa, și el a spus așa, cine pe cine conduce? Nu știu dacă Iov a știut fraza aceea din Evanghelia după lume, capitolul 7, versetul 8, ochii văd, inima... Iov a spus, e adevărat, ochii văd și inima îmi cere. Numai că nu ochii mă conduc pe mine și nu inima îmi va urma ochii, ci inima mea va spune ochilor ce să facă. Și o să spuneți, frate, dar ce facem cu inima? Păi e simplu, inima omului e nespus de și nu înșelătoare, deznădăjduit de înșelătoare. Știți pentru ce a venit Hristos în lume? Să ne schimbe inima. A, puteați spune amin. A venit să ne dea o inimă nouă. Și știți care trebuie să fie realitatea? Inima să fie nouă și Hristos să fie Domnul inimii. Amin? Și atunci lucrurile sunt nu simple, dar bune. Hristos este la cârma vieții, El îmi conduce inima, îmi conduce gândirea, ochii văd și ar vrea să se oprească. Inima spune, nu, nu, dă-i mai departe că a plătit Hristos pentru tine, mișcă. Păi când ochii văd un necaz, ce ochii stau acolo, se uite? Noi suntem ca preotul și levitul, cum îl vedem pe ăla? Doamne, n-am văzut. Cu o inimă egoistă, cu o inimă rea. Dar de ce să mă implic acolo, de ce? Dacă Duhul Sfânt, dacă Domnul la inimă spune, Viorele, calcă frâna. Da, calcă frâna. Îți grăbit, unde? Păi ești robul meu. Să n-ajungem și noi, știți, ca iubita aceea din Cântarea Cântărilor. Mirele-i la ușă, așa-i? Și ea spune, m-am spălat. M-am dat cu aloi. Acum, dară, n-o să... Să n-apărem noi mireasa lui Hristos, acum să ne mai complicăm noi viața. Vedeți, mereu trebuie să ne întrebăm până la urmă cine-i stăpânul, eu sau Dumnezeu? Mădularele mele mă aparțin mie sau îi aparțin creatorului meu? Îmi aparțin mie sau răscumpărătorului meu? Până la urmă, muzica aceasta, atât de drăcească, dar atât de populară în lume, e trupul meu și fac ce vreau cu el. Sunt mâinile mele și fac ce vreau cu ele. Sunt picioarele mele și fac ce vreau cu ele. Sunt ochii mei și fac ce vreau cu ele. Eu nu cred că ar trebui să le credem. Pentru că adevărul este următorul. Ori suntem ai diavolului și facem ce vrea diavolul cu ele, deși ne credem liberi, că el ne minte și ne înșală, ori suntem ai lui Hristos
Și atunci facem ce vrea El cu ele, pentru că a plătit pentru noi și așteaptă să le folosim bine și ne va răsplăti. Slăvit să fie Domnul! Vreau să vă chem la rugăciune. O să avem și rugăciunea pentru bolnavi. Dar înainte de rugăciunea pentru bolnavi, aș vrea să ne rugăm pentru noi. Nu știu dacă e tot pentru bolnavi sau nu. Ceea ce știu este următorul lucru. Că Domnul ne-ar putea lua vederea oricând. Domnul ne-ar putea lua într-o fracțiune de secundă vederea. Toți am putea să bâșbăim în câteva secunde, unul să nu mai găsim ușa. Credeți asta? El a hotărât să ne păstreze vederea. Dar nu ca să ne ducem în iad. Poate că în seara aceasta, chiar dacă acolo se vorbește figurativ, ar trebui să ne gândim la cuvintele din Apocalipsa. Vino să iei de la mine alifie pentru că ai ochi, dar ochii nu te ajută să vezi bine. Și poate că unii suntem ca celor pe care l-a vindecat Domnul Iisus în două etape. Și că Domnul s-a atins de el și l-a întrebat ce vezi. A spus, văd niște oameni, dar ca și copacii. Unii vedem, dar atât de deformat. Și Domnul s-a mai atins odată și el a văzut lucrurile normal. Eu cred că în seara aceasta o rugăciune trebuie să fie în dreptul ochilor noștri. Aș vrea toți de aici, nu contează ce ochelare avem, că ne place culoarea ochilor, că nu ne place, că ne place forma, că i-am vrea mai să spunem, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat ochii aceștia. Îți mulțumesc că sunt frumoși, îți mulțumesc că sunt funcționali. Asta a depins de tine. Dar mai există ceva ce depinde de mine, Doamne. Ochii aceștia trupești trebuie să-ți fie fidel ție, planurilor tale. Și încă o dată să spunem, Doamne, ia-ne în stăpânire cu totul, ca să fim luați în stăpânire și cu ochii noștri. Vă aduceți aminte că râul acela tot a crescut, până la urmă intrai de tot în el, altfel nu se putea. Asta înseamnă că toți trebuie să fim cufundați în Duhul lui Dumnezeu. Ochii nu pot rămâne afară, pentru că Domnul știe care sunt pericolele, dar știe care sunt binecuvântările. Oare ce s-ar întâmpla dacă privirea noastră mereu ar fi la îndemâna Domnului? Și-ar intra numai ce trebuie, și-ar ieși numai ce vrea Domnul. Numai că vreau să vă spun încă o dată, noi ne rugăm pentru ochi, dar nu ochii sunt de vină. Noi atâta dăm vina, ce are suflet bun, dar are gură rea. Eu nu cred în așa ceva. Dacă sufletul e bun, gura este bună. Cine are gură rea, are suflet rău. Cine are o limbă rea, are un suflet rău. Că de acolo vin toate. Haideți să ne întrebăm încă o dată, este Hristos Domnul vieții noastre? Nu numai să ne întrebăm dacă este salvatorul vieții noastre. Vă spun următorul lucru. Când diavolul umblă prin locuri pustii și nu găsește odihnă, că nu prea mulți sunt încântați să mai primească dragi, că au destui, spune că se întoarce înapoi. Unde? Unde a fost? Și găsește casa cum o găsește? Măturată. Păi cine poate face o casă curată? Cine poate face o inimă curată? Numai Hristos, slăvit să fie El. Întrebarea mea este, cum de goală? Pentru că, ascultă-mă bine, diavolul n-are nicio problemă să intre într-o casă curată. El face banchet cu celelalte duhuri, cât de curat ar fi, face el mizerie. Noi nu trebuie să venim în fața Domnului doar să spunem, Doamne, curățește-ne viața. Noi trebuie să spunem, Doamne, stăpânește-ne viața. Hristos și Domn a făcut Dumnezeu din Fiul Său. Îți mulțumim din toată inima că ne-ai dat darul de a vedea. Te rugăm să ne ajuți să folosim și darul acesta pentru gloria numelui Tău. Ferește-ne de orice păcat care poate veni prin privire. Și ajută-ne orice gând să-L facem rob ascultării lui Hristos. Îți mulțumim că într-o zi
dacă ne vom folosi bine ochii aceștia, cu ochii noi, în trupul nou, vom vedea pururea fața Ta. Amin.